Da, am revenit în direct. Din nou, Gloria a mușcat din timpul rezervat fotbalului mic, Superligii. Cred că e vina mea aici. Haideți să prezentăm rapid rezultatele înregistrate în etapa de sâmbătă din Superliga Județeană de Fotbal. Urmând ca apoi să prezentăm și clasamentul, dar și etapa viitoare. Sunt cel puțin două meciuri interesante weekendul viitor. În condiții în care colegii mei au pregătit cartonul, iată-l. Locomotiva Viitorul Buzău, Petrolul Berca, 7-0, da? O etapă cu vreo 4 scoruri fluviu din punctul ăsta de vedere, diferență foarte mare de scor. Tricolorul Gălbinaș, Gloria 2-3-1. Dar haideți să discutăm, să zicem, câte ceva aproape despre fiecare meci, domnul Coșconea. Locomotiva Petrolul Berca, 7-0. Ați fost la meci, diferență mare de valoare. Petrolul Berca e o echipă care este în restructurare acum. Foarte mulți jucători tineri și bine fac. Bine deci fac o echipă de copii. N-au jucat rău, dar lipsa de și faptul că Locomotiva Viitorul e o echipă bună. S-a ajuns la diferența asta destul de severă și, de ce să nu o spunem, nu este onorabilă pentru un club cu oarește brand, Petrolul Berca. Nu. Și ei au zis că, dar mă rog, scorul este prea dur față de ceea ce a fost în teren. Bun, tricolorul Gălbinaș și Gloria 2, Gălbinaș una dintre echipele bune, da, surprizele plăcute. Echipă bună și ceea ce s-a făcut acolo la Gălbinaș, ați văzut, chiar... Bine, bine de tot. Am văzut că au și... Da, pe mine m-a supărat într-un fel și chiar am discutat cu conducerea Gloriei. Din păcate, Gloria 2 Buzău s-a prezentat cu numai 9 jucători de câmp și fără nicio rezervă. Păi de ce? Au avut accidentați. Nu, n-am înțeles prea bine probleme. Și nu puteau să ia 2 jucători de la junior? Da, zis. Luai 2-3 jucători de juniori, nu era o problemă, e vorba de imagine. Și au recunoscut, probabil că după meciul ăla de sâmbătă, nici eu nu știu exact care a fost problema. O bilă neagră pentru Gloria, dacă e așa, puțin rușinos, așa, desconsiderarea competiției, aș putea să o numesc. După ce runda trecută, făcuseră surpriza plăcută când i-au bătut pe șa de la Viitorul, deci acum nu i-a mai interesat, au trimis doar 9 jucători. Și de asta au luat și bătaie cu trei. Au luat bătaie cam puțin, așa, deci, mică diferență, ținând cum că au jucat că n-ai ce să comentezi. Pentru că au jucat extraordinar la meciul cu Viitorul și aici s-au prezentat cum s-au prezentat. Da, mergem mai departe. Un nou scor fluviu, Steaua Săhăteni, FC Puiești 0-7. Ok, Puiești are echipă foarte bună. 0-6. Ce s-a întâmplat cu Săhăteni? Că și începuseră binișor campionatul. Săhătenii, am discutat cu președintele lor, cu Gabi Dragomir, și a zis, dom'le, le-am făcut cadou 4 goluri. Din păcate... greșeli mari și a reportarului și nu știu, și de acolo cam așa e când se face diferența deci 3-4 goluri. Deci un meci prost, să înțelegem, da, prost, de, nu, dar FC Puiești o echipă bună a seriei, ce să mai zic. Așa, Viitorul Vernești-Carpaz-Nehoi 1-1 într-un derby, să zicem, al subsolului de subsolului de clasament. Recolta Sălcioara Spartac-Zărnești 10-0-1. Iată, victorie în deplasare pentru echipa lui Gheorghiță Rădulescu. Voința Lanureasa Săgeata 4-2, meci care s-a desfășurat ieri. Nimică, da. Da, încă o victorie pentru Voința Lanuri. Echipa și menține condiția ei de echipă stabilă, echipă care vorba aia de ani de zile ea stă în fruntea clasamentului. Da, 6 victorii și un singur rezultat de egalitate până acum pentru Voința Lanuri, campioana județului și iată își confirmă acest statut. De asemenea, victorie la scor pentru Olimpia Râmnicu Sărat 7-1 cu ultima clasată, Victoria Boboc. Din păcate, Boboc. Victoria Boboc a cam pierdut startul. Și văd că e bine din punctul meu de vedere că au și marcat un gol. Da, o performanță pentru ei. Olimpia Râmnicu Sărat are cel puțin 7 jucători de Liga 3-a, dacă nu și de a doua. În componența lor, așa că... Da, oricum, este... vis-a-vis de Victoria Boboc, am mai adus și eu niște discuții pentru Chibiții Buzoieni, cea mai slabă echipă din acest campionat. Pescărușul Luciu, Metalul LPS 2-6, iată, Metalul merge din ce în ce mai bine, victorie da, și îndeplasare. Mi se pare totuși cam mare diferența de scor, dar având în vedere că Pescărușul Luciu a cam terminat cu... senatorii de drept din echipă, n-am mai rămas. Am înțeles că joacă și acolo tot așa mulți copii. Da, am tinerit foarte mult echipa. E o chestie extraordinară a primarului de la Luciu,
mai da. Bine. Deci niște pescăruși mai micuți, așa, dar fără pene, probabil, nu mai probabil, poți zbura. El vede în perspectivă și zic eu că e un lucru deosebit. Bun, haideți să vedem și clasamentul Superligii cu Voința Lanul, cum spuneam, pe locul întâi. 7 meciuri, 6 victorii, un singur egal și 0 înfrângeri, 19 puncte, plus 10 la adevăr. Un singur punct mai mult decât Locomotiva Viitorul. Retrogradată pe poziția secundă Locomotiva Viitorul, chiar de Gloria 2 Buzău, 18 puncte plus 6 la adevăr. Încă n-a fost meciul direct între cele două formații, ca să vedem până la urmă care e cea mai bună echipă din Superligă. Locul 3, Tricolorul Gălbinaș, 3 puncte mai puțin, dar un meci mai puțin disputat. E o restanță acolo cu FC Puiești, dacă nu greșesc. Care se va disputa miercuri acum. Deci să termină și cu meciul ăsta mai puțin. Locul 4, Râmnicu Sărat, 14 puncte. Locul 5, FC Puiești, 6 Zărnești, 7 Metalul și 8 Gloria 2 Buzău. Și aici se termină prima jumătate a clasamentului cu echipele mai Metalul bune. Metalul încet, încet urcă, vedeți, nu? Cum început să ia și încet, urcă. Dar sigur urcă. Sigur, da. Metalul, dacă mai pot da colegi încă o dată puțin. Mulțumesc frumos. Se vede că e o treabă ca lumea acolo. Fac și antrenamente aproape ca la carte și rezultatele încep să apară. Ușor, ușor, dar uite că față de cum începuse. Da, avem cel puțin 7 echipe bune, domnul Coșcunea, dacă nu am pune aici și pe Gloria 2 la socoteală, că aici nu prea știm bale, dau banul, le dau jucători așa de la prima echipă, dar încă o dată zic o idee bună, Superliga asta, vedem și noi meciuri tari la județ. Cel puțin 3 meciuri sunt meciuri ca lumea de în etapă, fiecare etapă. De etapă, da. Bun, vis-a-vis de Locomotiva Viitorul, 7-0, locul 2 deocamdată în serie. Probabil va fi bătaia asta până la finalul campionatului cu Lanuri, Râmnicu Sărat și FC Puiești, părerea mea. Nu, Râmnicu Sărat nu are drept de promovare, deci nu se pune problema. De ce? Echipă nu, Râmnicu Sărat și cu Gloria nu au drept de promovare. Sunt echipe... Râmnicu Sărat nu s-a înscris în Liga 3-a și acum e altă sub altă denumire. Bun, deci șanse mai mari pentru deci e vorba Locomotiva, Lanuri și Puiești. Da, eu așa văd. Lanuri, Viitorul, Gălbinașul, Puieștiul și de ce să nu băgăm poate și pe Metalul în ecuație. În ecuație, da. Ușor, 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 ușor. No? Bun, haideți să vedem și jumătatea inferioară a clasamentului. Locul 9, Săgeata, Săhăteni, Vernești. O echipă bună Săgeata, să știți. O echipă care și-au făcut și o bază sportivă de excepție acolo. Și o echipă, într-adevăr, bună, care am putea să o băgăm în prima parte. Deci înseamnă că va mai crește. Da, crește. Numai să fie puțin mai... Locul 11, Vernești, care și-a revenit așa după un început mai slab de campionat. Nehoiu, Berca, Luciu, Sălcioara și încheie plutonul Victoria Boboc. Singura echipă cu 7 înfrângeri din 7 meciuri, 0 puncte, minus 9 la adevăr. Iată, Sălcioara a reușit să câștige până la urmă meci, a mai făcut și un egal ca și Pescărușul Luciu, dar vorbeam și puțin mai devreme, totuși Pescărușii sub prestația din ultimii 2 ani, dacă nu greșesc eu. De asemenea... O deziluzie este până la această Nehoiu. Carpați Nehoiu, da. O deziluzie pentru că ei au fost tot timpul în fața acolo. Era doar o victorie în 7 etape pentru Nehoiu. Mergem mai departe să vedem și etapa viitoare. Petrolul Bercal, Metalul LPS Buzău, Boboc Luciu, Săgeata Râmnicu Sărat, un meci interesant, Zărnești Lanuri, cel mai important meci al etapei din punctul meu de vedere. Destul de greu pentru cei de la Lanuri să câștige la Zărnești. Nu știu, vai și de arbitru în meciul ăsta ce presiune va fi. Nu mai sunt probleme, nu? S-au calmat lucrurile. Noi am, poate știți, am avut o discuție cu Gheorghiță Rădulescu și l-am invitat și la ședința arbitrilor. I-ați dat două linii la palmă? Dacă nu puteți și nici arbitrii să rezolvați treaba în teren, pentru că el tot ne spune, domnule, dacă sunt eliminat, eu mi-i spășesc și pedepsa, nu știu. Și care e problema? Și l-a penalizat, l-a suspendat pentru... Noi cum să-l suspendăm dacă... Nu scrie în hârtie. Dacă hârtie nu scrie, nu? Am înțeles. Dar mă rog, așteptăm că pe parcurs așa și la vârsta pe care de 53 de ani, mulți înainte, nu?
ar trebui să liniștească. Da. Da. Oricum, cel mai important meci al etapei, da, Zărnești cu Lanuri, Nehoiu Sălcioara, Puiești Vernești, Gloria 2 Steaua Săhăteni, da, și un alt derby al etapei, Locomotiva Viitorul, da, cu Tricolorul Gălbenaș, meci care se va juca aici pe deci avem, terenul avem două metal sau chiar trei meciuri destul de tari. Da, Săgeata Râmnicu Sărat, Zărnești Lanuri și Viitorul cu Gălbenaș. Da, o etapă frumoasă, care se anunță interesantă. Dacă Lanurile câștigă și la Zărnești, continuă pe locul întâi, până cel puțin când va avea loc meciul ăsta derby, da? Lanuri cu Locomotiva Viitorul. La final de emisiune, domnul Coșcone, înțeleg că aveți un mesaj. Aș vrea totuși să transmit un mesaj, pentru că este o treabă care ultimele două etape deja parcă, zic eu, că a început să ia amploare. De exemplu, la meciul Mărăcine-Merei chiar am un mesaj. Haideți să vorbim puțin de meciul de la Mărăcine, ne scrie un telespectator. Ce s-a întâmplat acolo? Da, deci arbitru a dictat o eliminare pe urmă din două cartone și a lovit portarul, a avut un conflict portarul de la Oaspes cu Danu de joc. Până la urmă s-a lăsat cu eliminare și după eliminare un jucător de la Mărăcine, Arseniu Ionuț, de la Mărăcine i-a dat un pumn arbitrului. S-a format acolo o învălmășeală, o fată de la linie care s-a dus și ea săracă acolo să calmeze lucrurile. Da, să calmeze lucrurile. A mai luat un picior de la un jucător, de la unul cu astea. Deci au ajuns să dea jucători, da, până deci și în fată, într-o deci fată. Într-o fată. Chestie reprobabilă și bine, jocul s-a întrerupt, au plecat. Au intervenit cei de acolo, a fost o chestie extrem de urâtă. Care, și bănuiesc că vor rămâne și sancțiuni drastice, da, pentru cei de la vreau să văd ce face Comisia de Disciplină, pentru că efectiv nu-mi vine să cred că se pot întâmpla în ziua de azi asemenea fapte reprobabile. La Zmengherăsen, iarăși, că și aici era, mi se pare că conducea Mărăcineni, nu știu, la Zmengherăsen chiar era 2-2 și spre sfârșitul jocului, tot din două cartonașe galbene, îl elimină pe jucătorul de la Ghirăsene, Avram Marian, un client mai vechi, nu de acum, dar mai vechi din activitate, așa, care tot a avut probleme. Abona, dar la cartonașe. S-a alergat după arbitru, l-au ținut ăștia, noroc că, și lasă că te arăt eu. Și la sfârșit, tot la fel, l-a încercat să ducă la el, să-l bate. Și n-a reușit să-l bată? N-a reușit. Aici mai bine. O chestie de prost gust, că pe care și primarul de la Ghereseni a zis, domne, e reprobabil, lăsați-mă, nu știu ce, chestii care eu de-abia aștept să văd atitudinea Comisiei de Disciplină, pentru că eu o să vorbesc cu toți, e reprobabil. Și am zis, domne, tăiem în carnevie la treburi de-astea, pentru că efectiv nu se poate. Noi dacă le lăsăm așa, o să urce în cap. Da. Chiar să zicem, trebuie să zic și așteptăm pe asta cu greșelile unor arbitri. La Comisiei de Disciplină. Mâine. Așteptăm și noi niște sancțiuni așa pe măsura acestor incidente. Da, aștepta să vede sancțiuni de astea. Mulțumesc frumos, domnul Coșcunea, pentru prezența la emisiune. Rămâneți pe Campus TV. Peste câteva minute urmează colegul meu, Mihai. Bună ziua, până mâine eu vă spun la revedere și o seară plăcută.